această situație actuală, teren aflat în proprietatea primăriei Mănăstirea Cașă, mă aflu atât în imposibilitate de a construi o anexă la imobilul casă, cât și de a folosi suprafața de teren în scopul dorit. De asemenea, îmi întâlnesc odată cu îndoblirea contractului de imobilie, mi-a fost atribuit primite și dreptul de preemțiune în ceea ce privește prelungirea duratei contractului sau cumpărarea suprafaței de teren asupra căreia s-a contractat. Da, deci, ce se întâmplă? Noi astăzi avem nevoie de un aviz de principiu din partea Consiliului Local ca să putem să intrăm în procedură, pentru că se face o evaluare a terenului și se face o întreagă documentație și se scoate la licitație. Da? Pentru că poate să vină, de exemplu, vecinul de lângă el și să spună domnul Iași. Deci nu se adresează judecătorii legal. Pentru că judecătoria, eu zic chiar dacă câștigă cauza în sensul ăsta. Și eu l-am fel pretrit din natură juridică, nu văd să pretrăm în noi. Asta e o legătură. Dreptul de preiecție, dar e cel care vine, care îl cumpără. În sensul ăsta. Aici e domeniul privat, comun. E proprietatea comunii, dar nu poate să vorbească nimeni. Proprietatea comunii. Și deci dacă s-ar adresa judecătoriei, iar ar deveni și un coag legal în urmă. Și să-i dăm ajutorul, dacă vor exista, să-i dăm ajutorul și să-i dăm noi ca și persoane juridice sau două persoane, da? Cea fizică și cea juridică. Pentru că odată scos la licitație, poate mă bag și eu și dau 100 de mii mai mult și am câștigat eu și iau la din omul. Dar de asta e licitație, nu? Păi, eu ce spun? Și o să-i convine cetățeanului să dea... Vine cineva cu bani, cu valiza de bani, cu roșa frumos și îi pune valiza de bani. Numai să nu cu ce trebuie. Nu mai corect să adresezi o dată. Haideți că chestiunea nu se poate face altfel decât așa. Deci noi trebuie să aprobăm sau să menținem în continuare proprietatea a fost. Domnul primar, am eu o problemă. După Revoluție a fost dat o lege că cei care dețineau 250 de metri pătrați și îi plătea la primărie un leu metru pătrat și diferența de suprafață care era, făcea, depunea o cerere, deci există un articol de lege, dacă te documentezi, făcea o cerere la primărie și zicea, domnule, vă rog să-l scoateți de sub, nu știu ce, incidența punctare la articol și îi revenea terenul. Deci aici a fost o treabă care nu și-a făcut primăria treaba atunci. No, deci n-a existat transparență în 90. Dumneavoastră, vă spune despre ce e vorba, că s-au făcut și acum. E vorba de ordinul prefectului pentru o anumită suprafață. Cred de că așa, da. Cred numai așa. Că la ordinul prefectului merge cel care i s-a luat terenul. Da? Deci merge, în cazul ăsta ar trebui să vină Biticeanu de la Biticeanu de la Bistrița Năsăvut și să spună, domnule, dăm terenul, că mie mi s-a luat terenul. Da? Dar el nu mai are locuiță acolo. De asta e rămas în suspensie. El nu mai are drept pentru că nu mai are locuiță acolo. Iar acum, posesorii nu poate să meargă la prefectură ca să-i facă ordinul prefectului că nu lor li s-a luat terenul. Păi e conflict logic, e clar. Păi, nu se poate. Și atunci cine? Proprietarul, care este Comuna Mănăstirea Cașă, scoate la licitații că nu poate să-i atribui drept. Nu poți să-i dai direct omului, domnule, aproape Consiliul Local, domnule, vindeți cu 5 lei lui ăla. Nu ai voie, pentru că legea nu-ți dă voie. Și atunci o scoți la licitație. Ăsta e riscul lui. Ce se face? Domnul primar. Iar noi acum, după avizul de principiu al Consiliului Local, începem să facem evaluare. Să facem evaluarea terenului, să spunem că licitația pleacă de la 5 lei, da? Vine evaluatorul, face tot ce trebuie, se publică în monitor, în ziarele locale și așa mai departe. Se face. Asta este procedura noi. Deci urmează procedura conform legii. Aprobăm demararea. Deci acum să se demareze aprobarea procedurii, nu atribuirea directă lui. Nu poți să faci așa. Facem licitații, clar. Și apoi iar o să avem cel puțin două intervenții. Să aprobăm caietul de sarcini la licitații. Tot consilierii locali, tot consilierii locali. E bine te întrebați totuși un jurist, pentru că dreptul de preemțiune îl are la vânzare, cumpărare. Dreptul de preemțiune l-are ori rudă apropiată, ori vecină. Deci, atenție! Deci, aici trebuie întrebat un jurist. Trebuie văzut. Evaluatorul pune toate. Păi, nu, eu deja spune acolo că are dreptul de preemțiune. Bine, deci, asta se va ține mai corect. Și pune mâna și pe asta. Și în momentul când ai o hotărâre judecătorească... Și eu, dar și mie mi se pare că trebuie întrebat, dar nu-i greu de întrebat. Eu aseară am studiat treaba, mă chiar m-am uitat pe internet, că era, a făcut o discuție chiar cu Ginelaudă, m-am fost la sediție.
cam la el. Și zice, băi, studiați bine problema. Și am fost exact așa, s-a procedat aplicați. Vedeți chiar pe internet la vânzarea terenurilor din domeniul privat al localității. Și o să vedeți, chiar unii au avut probleme de genul ăsta și așa au procedat. Au aprobat această demarare a procedurii. De dar v-am zis, încă de vreo două ori vor fi consultați consilierii locali în aprobarea caietului de sarcini, aprobarea nu știu ce, și aprobarea. La dreptul de preemțiune trebuie să afișeze la primărie. 30 de zile să se stea la primărie. Nu face. 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 Da. Deci de asta este bine de întrebat. De eu sunt obligat să-ți vând ție chiar dacă tu ai drept de preemțiune. Eu nu sunt obligat. Eu sunt obligat. Din dreptul de preemțiune, așa prevede legea, domnule. Da, prevede că vecinul sau nu de apropiat. Trebuie să te întreb. Nu. Să-mi dea prețul. Haideți că faceți confuzii. Sunt două legi diferite. E vorba de legea vânzării din extravilan. Unde sunt? Da. Unde? Ca să poți să vinzi o suprafață, trebuie să faci procedura, să obții un aviz de la Direcția Agricolă, după care să revine, să dă o adeverință și dacă unul dintre vecini are dreptul de preemțiune prin lege și dacă cere cu prețul pe care îl fixezi tu, evident, automat poți să-l iei. Da? Nu oricum, așa. Nu oricum, deci, pentru că la 10 euro pe metru pătrat. Și tu zici, eu am de pensiune, dau doar 5. Dacă asta e soluția, asta e soluția. Eu rămân la părerea mea. Păi n-am venit cu consilierul meu, dar am să întreb, zic, eu stat un jurist care cunoaște realitatea. Am mai fost cazul ăsta când nu au consiliul n-a fost de acord și răspunsul a venit exact cum am spus eu. Domnul consilier. Căptimuța asta, dacă ați văzut dumneavoastră când am citit, e făcută de un jurist, da? E făcută de băiatul medice, de avocatul. Cu dus întors, domnule, credeți că e făcută de un jurist? Dar spuneați dumneavoastră că dacă ai nevoie de un jurist. Asta este consultat. Asta este, noi acum ce vă trebuie. Suntem demărarea unei proceduri. Absolut. Și altfel n-ai cum să vinzi din domeniul privat al comării. Cum vrei să vinzi? Nu, cel care are dreptul, dă în instanță și instanța hotărăște, hotărâri definitivă, care nu are nicio treabă. Ce poate să hotărească instanța, domnule? Puteți? Ce poate să hotărească instanța? Care dreptul ăla ca bistana său sau... Da, instanța o să spună că poate să cumpere vecinul. Și atunci ea poate să cumpere direct de la el. Asta este... Cum să cumpere de la el dacă să nu ia mai proprietar? Instanța nu te poate marca să fie să facă el nu-i mort. Deci el are dreptul să-și iară suprafața care a luat-o primărie. Eu sunt plătit pe terenul ăsta de așa-i plătit. E cumpărat. Dar ce putea mă să mai scoate, doamne, când nu mai are niciun bun aici. El avea dreptul prin... E așa la bare pe terenul ăsta. E absolut pe casă. Așa mințe și așa. Așa lași pe casă. E doar mai interesant. A luat eu zărat mamă. Noi când am făcut vânzare, eu am luat cu totul. Terenul ăsta de așa, așa la bare. Femeia are dreptate într-un fel, că ea probabil l-a plătit. Dar calea juridică este împărtocheată. Păi, asta e calea juridică. Să poată să obțină o, știu, aprobare de construcție, trebuie să fie ilegal pe terenul ăla. Ea nu te poate până când nu are teren. Dar nu poți construi. Da. Sunt ceva probleme, ceva comentarii, ceva... E clar, de mai o procedură. Mai... Pentru că foarte mulți care au fost în situația asta, pe care juridic au recuperat domnul. Eu cunosc caz real. Depinde de pentru că n-avea voie. Atunci i-a dat 500 de metri pătrați, de nu știu cât avea. Iar imediat după aceea și-a cerut dreptul și-a câștigat. Știți ce se întâmplă? E posibil ca eu, că vă zic, care am fost în situația asta, am venit la primărie, primăria, n-am pus să-mi dea pe teren și atunci am adresat instanțe și mi-a dat instanța de la acolo. Da. Dreptate. Deci, unde e direct? Deci, s-a pus să fac construcții, n-au obținut aprobare, s-a adresat instanțe judecată să intre în legalitate. Da.
Și comuna are reprezentat asta. Și nu cred eu că vine cineva să ia pământul omului din... Păi da, ce se bagă? Da, 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 da. Presupus. Eu nu cred că vine nimeni să ia de curte la doamna asta, să vină să ia 900 de metri pătrați, care sunt doar cele amică și nu deține mine de... Mie cu ce? De amant și la ceva. Păi da. Se pune la vot punctul 4, aprobarea demararii procedurii pentru scoaterea la licitație a unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Mănăstirea Cașin, nu suprafață de 180 de metri pătrați. Cine este de acord? Eu mă abțin. Și eu mă abțin. Mă abțin. Și nici nu sunt două persoane care se ceartă și primăria este arbitru între ele. Este doar o singură persoană, un singur... Da, da, nu cu părerea noastră, cu părerea mea, nici o problemă. Și aveau dreptul să ceară ambele și mai încercați să luați... Da, dar aici se zice că exista un litigiu juridic și se ducea în instanță care dintre ele au. Există, într-adevărul, ceea ce a spus domnul Mihu, există, într-adevărul, nu știu dacă mai este valabil sau nu, în care se rezolva prin instanță automat, deci fără multi termene și fără nu știu ce. Nu știu dacă mai e valabil. Pentru dezvoltare comunitară forum. Deci spune că deține niște sume, niște fonduri de la, mă rog, niște parteneri francezi care vrea să, cu care ar trebui să demareze deschiderea unei brutării. Și ne-a făcut nouă cererea asta 6703 din 19-10-2016 și să îi s-au ajutat în ori cu o suprafață de maxim 500 de metri pătrați. Eu mă gândeam la sector acolo unde avem, atelierul la care stă degeaba, să-l concesionăm pentru deschiderea unei brutării. Nu ar fi rău. Și mai ales dacă există inițiativa asta, omul are bani, nu ar fi rău de... Da. Mai ales că spunea dânsa că ar trebui să aibă cel puțin 5-6 locuri de muncă și să pună să facă. Da, dacă sunteți de acord cu, tot la fel, cu demararea unei proceduri în acest sens, vă rog să vă spuneți punctul de vedere. Eu nu știu unde e atelierul ăla, unde aveți? De unde? La sector? La sector. Da. Bun, la sector. Deci avem atelierul și fostul depozit, da? Era despre ce. Unul din alea două, dacă ar putea să transforme sau să-și iau porțiuni, pentru că spun că nu are nevoie de atâta spațiu, are nevoie de un spațiu mai puțin, să meargă, să vadă despre ce e vorba și... Să-l închirieze, bănuiesc. Să-l închirieze sau să-l concesioneze, depinde ce... Eu cred că concesiune, că închirierea e... Faci și construcție după aceea. Ce investiție. Da, poți să închiriești și un an, doi. Sigur. Da. Da, există un aviz de principiu din partea Consiliului Local, vis-a-vis de chestiunea asta? De acord? Da, sunt de acord. Toată lumea e de acord, da? Avem o cerere din partea unei firme care mi s-a părut destul de interesant, mai trebuia discutată și... La urmarea succesului înregistrat vorba de Autoiet Buscons SRL din Răcăciuni. La urmarea succesului înregistrat în mediul urban,
SCA Autoier Buscos, având sediul în Răcăciuni, Bulevardul Ștefan cel Mare, numărul 19, reprezentată de Busuioc Ionel, își propune să promoveze crearea de evenimente cu caracter cultural și educațional și în mediul rural, destinate copiilor din grădinițe, ciclu gimnazial și ciclu primar, menite să aducă în fața publicului filme 3D, respectiv filme de animație și filme documentare. Din această activitate oferim posibilitatea copiilor din mediul rural să vizioneze filme 3D, mai exact prin serviciile noastre se asigură toată aparatura de proiecție, sonorizare, ecran, ochelar 3D. În concluzie, acești copii pot beneficia de un cinema 3D la ei în comună. Câteva exemple de filme îndrăgite de copii sunt Regatul de Gheață, Minioni, Pinguini din Madagascar, Papagalul Rio, mă rog, și toți. Documentare și așa mai departe. Scopul proiectului are ca obiectiv colaborarea părților în vederea desfășurării proiectului cultural și educațional prin imagini ne înțelegem mai bine pentru activități socio-educative și artistice prezentate de Autoier Buscos. Urmărindu-se, dezvoltarea unui comportament civilizat într-un mediu specific, participarea cu interes la acțiunile desfășurate, dezvoltarea creativității, stimularea unui comportament participativ la activitățile organizate în grup, dezvoltarea activității de grup ca suport al prieteniei, promovarea dialogului între beneficiari, dezvoltarea sentimentelor de admirație față de personajele vizionate, vizionarea programelor educaționale 3D. Grupul țintă este reprezentat de copiii instituției de învățământ, școală, grădiniță de raza comunei, cadre didactice implicate în dezvoltarea și implementarea programelor de educație și de părinții preșcolarilor. Motivația proiectului, promovarea dialogului între copii, prezentul parteneriat are ca obiectiv colaborarea partenerilor educaționale în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a programelor educaționale audio-video 3D. Obiectivul acestei colaborări între cele două părți semnatare în beneficiu copiilor este susținerea activităților în cadrul programului prin imagini înțelegem mai bine. Deci, ce e mai interesant. Pentru a atinge acest scop și de a face evenimentul posibil, vă solicităm suma de 1.500 de lei pe activitate. Deci este prețul lor. Fiecare activitate se va desfășura în ziua programată de comun acord în serii pentru a facilita accesul grupului țintă la acest eveniment. În speranță că vom găsi dumneavoastră un partener în vederea revitalizării cinematografiei, vă mulțumim pentru acordul acordat. Să înțelegem copiii vor intra gratuit. Era pur și simplu ca și discuții, pentru că el era adresat mie. De ce mi s-a părut interesant? Și doamna directorul poate confirma că e foarte interesant în copil să vadă. Da, dar cred că... Că din ei se duc la un film 3D. Da. Cred că dacă chiar vor să facă o activitate, vin și încasează copilul care merge acolo. Nu să stabilească o taxă, indiferent de câți copii am, indiferent câte spectacole. Păi lor le convine să vină 1.500 de lei de spectacol. Deci, nu lui convine și vin de 3 ori pe lună. Da. Ei să ia bani. Aici, de exemplu, dacă au cât poate să aibă, nu poate să aibă un preț mai mic de 10 lei, da? Nu are. Deci n-ai cum să faci. Când m-am gândit și eu la chestiunea asta, numai că ăla care nu are, nu se duce și ăla nu mai vede, da? Clar. Deci, practic, creez o discrepanță între ei. Eu mă gândeam la altă chestiune, să vedem ce înseamnă, ce ar însemna o aparatură de gen de felul ăsta și să luăm noi, să achiziționăm noi aparatură. De, avem noi aparatura noastră și să... Era ca o idee, da. Lei, pui microbuzele și duci pe copii la Onești. La Onești. La Onești. Dar e vorba de bani. Până la urmă, asta e problema, da? 1.500 de lei pe lună, ori 12, înseamnă 18.000 de lei pe an, da? Să amortizează aparatul. Cel mai bine, cel mai bun. Pentru că nu ești numai uitat, că dacă vreți.
Cea mai bună soluție să fac un proiect cu bani de la Uniunea Europeană și care are legibilitate, să poate aproba, să avem noi aici, să nu mai cheltuim bani. Bine, da. Da. Vă da. Prezentam că sunt și chestiuni din astea așa destul de interesante, știu ce. Da? Ce puțin ce? Da, mai avem una din partea doamnei consilier Nicu. Deci a rămas cam trei. Nu se aprobă sau se aprobă? Nu se aprobă. Nu. Asta e pentru consultare. Domnul consilier Nicu face o cerere, să zicem așa, pentru înființarea unei case praznicare în clădirea fostei școli din satul Pești. O chestiune pe care noi am discutat-o și subsemnatul Mihul Ginel, pe mâna Ministerea Casei Satul Pești, dau citire. Consilier PNL, împreună cu cetățenii acestui sat, solicităm schimbarea destinației clădirii, la toată clădirea. Nu, 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 numai unde a fost grădinița. Căperile alea unde a fost grădinița. Deci, în spate, da? Da, da. Clădirii fostei școli de satul Pești, în casă praznicală, deoarece cetățenii nu au posibilitatea să facă praznice. Hramul Sfinte cu Vila se va răschiva. Considerat că aceasta este cea mai bună soluție, deoarece nu se mai desfășoară alte activități în această clădire și nu necesită alte investiții. Anexez tabelul nominal cu cetățenii care își doresc acest lucru. Solicităm punerea în discuție în ședința Consiliului Local pentru soluționarea acestei lucruri. Da. Poți să... Avem o tabelă aici cu 31 de persoane. Da. Asta e. Noi, ce se întâmplă? Noi, în satul Pești, nu avem și noi o posibilitate să facem și noi praznic. De așa, știți că biserica poartă numele Sfântul Parascheva, avem nevoie, 14 octombrie, de hrană, probleme. Noi vin preoți străini, lume străină, care am vrea și noi să-i punem la masă. Nu avem spațiu și nu avem posibilitate să facem treaba asta. Ținând cont că și aici, la centru, există casă praznicală, există și la domnul Bârgăoanu, la preotul Bârgăoanu. Iar noi nu avem probleme. De așa, nu avem ce să facem și noi acolo treaba asta. De așa, acolo, există încăpirea asta care stă degeaba. Și vă spun sincer, se formează ecrasie, nu se aerisește, nu. Cred că dacă ar fi dată în folosință, să ne folosim și în folosul comunității, cred că mult mai bine ar fi întreținută încăperea decât să stea așa degeaba. Iar în caz, dacă cred că nu se mai întâmplă, dacă eventual o să începem iară să fie grădiniță sau ceva, noi putem ceda în cazul ăsta, cedăm spațiu pentru problema asta. Dar cred că nu se mai întâmplă. Folosință temporală. Da, dacă nu, da. Dacă cumva eventual, nu, definitiv, gata, acum, dar varma temporar, dacă se poate. Eu zic că mai mulți cetățeni își doresc treaba asta, nu-i numai ideea mea. De asta am făcut și tabelul ăla și dacă eventual mai lăsam drept să-mi scriau 100 de cetățeni care doreau. Deci nu numai ideea mea. Deci multă lume se exprimă în felul ăsta că ar vrea să facă, că asta știu unde. Umblă cu vesela în sacoșă, merge cu mâncarea la fel în sacoșă, așa noi ne-am putea descurca mult mai bine acolo în căperea aia. De asta vă rog, dacă eventual și colegilor, dacă sunteți de acord să mă susțineți, să rezolvăm problema asta, pentru că în folosul comunității, nu în folosul meu personal. Deci pentru cetățenii satului să facem ceva bine. Punctul de vedere a școlii? Păi, clădirea v-am dat-o dumneavoastră, deci v-am predat-o. Predat-o, dar nu puteam să facem ce vrem cu ea. Trebuie să apărăm un moment la inspectorat. Faceți demersurile legale, demersurile legale pentru a-i schimba destinația, zice, dar practic. În principiu, dacă suntem de acord, pe baza votului care va fi, faceți demersul în continuare. Iar este dată custodiei primăriei, deci pentru conservare, pentru păstrare. Deci, noi, primăria titularul, este inspectoratul școlar. Da. Și trebuie automat... Nu, no, greșit.
Nu, nu. Proprietarii este Comuna Mânăstirea. Da. Comuna Mânăstirea Grația. E vorba de destinația unei clădiri. Atâta. Pe care nu comuna, indiferent câte voturi dă, nu poate să stabilească ea, doamne, începând de astăzi, nu mai este școală, de mâine e creșmă. Da? Deci acolo trebuie avizul inspectorilor inspectorale. Da? Asta. Da, da, da. Dar pe mine mă interesa care e poziția noastră. Dacă nu, sunteți de acord să mea, da. Școală. Poziția mea ca reprezentant al școlii, deci mi se pare o idee foarte bună, având în vedere că acea clădire ne mai fi folosită, deja intră în paragină. Eu știu ce e acolo și nu știu cum o să desfășurați acolo, că deja parchetul ăla este deja putred, ușile sunt umflate din vraiște, deci clădirea se deteriorează pe zi ce trece, ca atare. Ea fiind luată și folosită într-un anumit fel, ea o să fie îngrijită, o să fie susținută, deci asta e. E o idee foarte... Dar asta a fost o idee... Dar trebuie făcute niște reparații, mai ales dacă în clădirea din spate, acolo la grădiniță. Că deja parchetul ăla este putred. Eu n-am fost, deci nu, nu știu exact cum arată încăperii acolo. N-am fost, nicuia, nu lăiesc. Eu am vedea cheile. Eu n-am fost să mă uit, dar că, eventual o să merg să văd ce vorba și... Păi, ca idee este foarte bună. Ca idee este foarte bună. Clădirea va fi întreținută dacă este folosită. Cu cât nu-i folosită, cu atât intră în baragină. O casă părăsită... Dar asta, cum să spun, cred că ar fi trebuit făcută treaba asta mai de mult, pentru că și așa clădirea... Stă degeaba, nu știu, eu, prima sală din solicitate față... Solicitatea cu ani, de-a cu 2 ani am mai făcut solicitare, dar... Da, deci eu trebuie să mobilizați oamenii să reparați, să faceți niște reparații acolo, că și casă prasnică îți trebuie un spațiu unde să depozitezi vesela, îți trebuie, nu știu, mese, dar puneți un aragaz, mese, da, chestii acolo, nu? Să vedem ce se poate, da. Lumea să vedem. Da, vorbesc că lumea este, poate că populația din Lumești o să vină cu propune, cu modificări, cu materiale, cu așa, și asta este foarte bună. Este ideea foarte bună. Da. Decât să stea, să strice degeaba. Eu știu, cândva, parcă ați făcut niște măsurători, în ideea că reparați acea clădire. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Știu că ați venit atunci cu un expert, a măsurat, da, a făcut, nu știu ce și... Pentru că prevedeam niște fonduri, pentru că s-ar putea să fie reluat acum de la alt, iarăși. Da. Păi mergeți cu proiectul înainte, nu e o problemă. Bine, clar că nu putem să fie... Acolo unde a fost bufetul la... Alegi. Lângă școală, acolo, cum urci spre cazanul de țuică acolo. La Lea, la da, acolo a cui clădirea aia? Ce de adevăr? Acolo este, iar încă mai este domeniul public la noi și deținută de cooperație. Da. Pentru că aia mi se părea... Păi nu-i mai bună aceea? Mult mai bună. Bună, dar acolo există un litigiu cu cooperativa. Ei nu pot să plădea, nu putea să ții, nu poți să ții oameni. De asta am întrebat, dar de asta că clădirea aia e pui putre, nu mă uitam la ea, e gata. Are pretenție cu plan, are pretenție la ea, trebuie să o cumpărăm cu bani pe aia. E construcția lor, a lor. Avem probleme, iar... Nu e al lor, ea cooperativă de consum în străia. Este, dar nu... Nu e ceva legal, știți? Da. Noi suntem cu terenul. Pentru că aia ar fi și aproape de cimitir, de hectar lângă cimitir. Ce ar fi foarte... Nu știu cum arată înăuntru. De unde să știu dacă nu am... Păi mergeți la obiecte acolo și vă uitați. Așa că avantajul ăsta e așezată lângă biserică. Avantaj, da. E așezată lângă biserică, acea clădire unde a fost școala, e, zic eu, e mai... Da. Și este mai bine să fie întreținută această clădire decât cealaltă. Cea mai bună soluție, rămâne tot o investiție a primăriei pentru un prăznicar ca lumea, așa cum e făcut din Baiantă și aici. Că nu trebuie de marmură și de nu știu ce. Ar fi ideal. Ar fi ideal. Ideal, da. Adică și așa nu avem nimic la investiție, n-am văzut nimic prevăzut. Măcar dacă nu ar face ceva. În Lupeșterii sunt oameni harni, săritori. Ar ajuta și ei. Au făcut și dispensarul. Știu, îi cunosc foarte bine. A făcut mult de trei. S-ar putea face cu o inițiativă din asta, dar cu ajutorul primării. Asta ar fi soluția ideală. Acea clădire poate să treacă, poate să nu treacă. Ce știi, să schimbă, nu vezi că de schimbări apar în ziua de azi peste tot. Să-i pățim ca la Moldoveni. A ieșit Dodon acum președinte, care nu s-a ajutat din
Eu să zic, cea mai bună variantă asta ar fi. Da, momentan așa, dar cea mai bună. Acum e o idee, da. Sau ce de fost, în 31. Da, momentan, da, dar pentru perspectivă... Se n-am nimic împotrivă. Să ținem avizul de schimbare, o să facem acolo schițe pentru suprafața aia, să zicem un aviz de la ISJ pentru schimbare temporară de destinații. Așa, și vedem ce spune și ISJ-ul. E de timp prea scurt, face curățenie degeaba și pe urmă, o lună, hai că o luăm, că dăm altă destinație. Aia nu e vorba de o lună, dar, da, cel puțin pentru un an de zile, eu cred că ați putea să beneficiați acolo. Așa cum spunea domnul Călan, da? Haideți, în primăvară, mobilizăm cu toții, spuneți să facem o... Ar fi recomut, dar costă mult mai puțin decât să-i desfășurăm. Să repar mai rău. Da, da. Un spațiu va fi mai mare. Cât putem capa? Dar nu avem în spațiu une în curte, mai în spate, une am putea, tot în curtea aia. Tot în curtea școlii. Dar noi intrat din cimitir, sau la aici. Facem o construcție acolo, la intrat din cimitir. Ar fi foarte bine. Aici, la Plasnicaros, s-a încapă 80 de oameni lejer, aici, la cel. Nu, nu, doar pe 50 de oameni. Ori într-o sală de clasă, nea micuță, cum a făcut o vezniță... De ce spune la intrare în cimitir? O faci și ca o capelă, da? O faci gen capelă. Mâine voi nu vină ăștia, nu ne dăm voie ca să mai erau. O gândești la necesități. Ar fi foarte bine. Să nu intrăm separat în cultele, că au pus un fel de monopol pe case, în viitor apropiat, cumva, sau nu merge? Nu, dar trebuie să nu aveți și pentru minunea asta, da? Și între timp, ne apucăm de treabă. Mobilizare, facem o listă de materiale, să vedem ce trebuie. Da, și cu materiale de la noi. Eu sunt sigur că dacă dumneavoastră ne vorbați acolo, ai rămâi definitiv, nu s-o mai face niciodată. Dacă facem acolo. Dacă faceți acolo la școală, o să vă coste mai mult, mai mult la întreținere, la reparație, la eu știu ce mai devreme. Păi lăsați să încercăm. Dar aia va rămâne definitiv. De ce nu încercați să faceți una proprie, cu sprijinul primăriei, bineînțeles, cu ajutorul lupeștenilor care nu poate respect, sunt oameni inimoși. Oameni care sară, ajută, știu ce fac mult mai mult, nu se compară cu țiganii la noi. Așa zice la noi, cum se spune, țiganii. De ce nu s-a strigat? Stare, spontan, dar nu fac nimic. Să mă rog. Da, nu este împotrivit. Să spune la vot, dacă sunteți de acord cu ocuparea domnului. Da, eu sunt, da. Hai să vă rog. Să nu fiu la vot? Da. Ce nu este de acord? Da. Da. Parahia Bunavestirii mi solicită 8 metri cu copilă pentru încălzirea bisericii. Ce s-a întâmplat? Parahia Bunavestirii mi solicită 8 metri cub de lemn pentru încălzirea bisericii prin cererea 6549. Pentru că se aprie noi așa. Nu pune doamne astea? Da. Pentru noi am... Am reușit mereu ca să... Da, să suntem reconoși de la Biserică 3. Da, ideea este că... Da, dacă sunteți de acord, bineînțeles că trebuie să poți să altă bără. Eu vreau rețet votele, dar pe timp cât la sănătate nu se dă un leu, se dărâmă dispensarul de oameni, plouă înăuntru, și ne apucăm de gardă. Nu am primit că pot. De gardă, dar ce gardă?
tipul era o metaforă. Cine nu, era de la început. Cine este pentru? Da, pentru să dăm la biserică. La biserică, vorba la biserică. La vorbe tricolorii. Este material pentru încălzire. Încălzire, le-am zis foc. Le-am zis foc. Da, da. Pentru ce le-am zis foc? Da. Da. Cine este pentru? Am înțeles pentru. Nu mai este pe dată. Eu sunt de acord la 10, nu mă duc. Bă, nu am fost chiar atent, dar zic că era contextul pentru că a fost de pe un credință. Deci domnul Micu, dă 2 metri fut de la dâns. Asta e 10. Eu am zis 10, nu 10. Da, din pădurea noastră, da. 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 Cum vreau atât să ne dea acolo? Da, acum ne dea mai mult. Și mai am o... o cerere, mă, care mi-a venit târziu, acum s-a făcut o... Cei venit cu evenimentele au fost destul de neplăcute. Dar familia Priscoviță vine și să solicităm acum un ajutor de înmormântare pentru angajata Priscoviță Liliana. Noi... era vorba de ce ajutorul de la... ei de la... Direcția Murcii. De la Direcția Murcii. Am pasat plecat. Să vezi că nu se poate. Dar v-ați interesat la Direcția Muncii, dar un ajutor? Da, nu, nu. Precedentul s-a creat la doamna Moscovici și domnul salariat a primării, are și a dreptul ca și doamna Moscovici. La, la CICA din Răsăiet a fost dispariția fulgerătoare. Deci ea a plecat vineri la treabă și nu n-a mai venit. S-a terminat. Aici e vorba de boală. Bine, vă dați seama că Dumnezeu să fie de amândouă. Tragem în două materiale. În vorba de două evenimente diferite, am două murit. Erau în mărul grave. Cum am dat pentru biserică, dar și pentru. Nu normal să fie așa. Da. Da. Nu, eu să fie așa. Spune la toți. Cine este de acord? Cine pentru atât? Același... De aceea, acum cum să spun, eu zic așa, la Moscovici, erau într-adevăr într-o situație financiară deosebită, dar aici, având în vedere că are băiatul, nu că are băiatul care are societatea și care... Asta este realitatea, așa, da, noi ne gândim că da, a murit și mai devine... Dar băiatul are o situație financiară destul de bună și a putut să o ajute, deci nu cred că chiar necesită... Asta nu înseamnă că nu vor să preză până la urmă. Bine, sigur că am să spune că și la școală s-au mai întâmplat, dar acum ce facem? Am și moment în toată lumea și eu consider că sunt persoane mult mai cu o situație financiară mai precară și necesită ajutor. N-am nimic cu nimeni, dar da, ar trebui să ne gândim, așa fiecare... După aceea, se, care sunt salariații primăriei, toți vor beneficia de acest ajutor? Ne gândim întâi la... Dacă sunt în timpul lucrurilor. Deci dacă au accidente? Păi în timpul lucrurilor a fost și aici. Așa, dacă sunt pentru consilieri, nu? Deci n-a cerut pentru domnul secretar care era... care era acolo, care era pensionat. Și din cauza serviciului. Ce să mai spun? N-a cerut nimeni acum pentru fosta primar, domnul Filip. Eu personal consider că nu este într-o situație financiară atât de precară, având copii și copii intervin, că doar copiilor le rămâne totul, așa a avut de unde să-i facă o mormântare. Nu se pune problema așa, doamna Gheorghe. Se pune problema că pentru unul care a fost salariat și a murit în timpul serviciului, și al doilea care a murit tot în timpul serviciului, indiferent, un fel de respect, un fel de pioșenie pentru cel care a decedat. Este domnul Bălan. N-a decedat că a vrut, n-a decedat pentru că era bătrân, n-a decedat datorită unui Doamne ferește, bol, dar de exemplu și la școală sunt doamne ferește care o să, să decede, o să moară. De unde îi scot eu bani să-i dau ăla? Da. Sau noi, de unde nu, facem? Numai cei de la primărie au dreptul ăsta? Primăria nu are sindicat din cauza asta. De exemplu, la toate întreprinderile, sindicatul îi dă un ajutor de mormântare. Da. Da. Nu? 500 de lei. Da, 500 de lei, da. La firmă se dau 1000 de lei. 5000 de lei, dau bani mulți, câți ai nevoie. E firmă particulară și își permite să te groapești de 3 ori. Nu, sunt cazuri între cazuri și la noi este un... Normal că este un caz special. Sperăm să oprească cazul special de aici. Deci nu-l dorești, dar...
Este o listă. Dar cine depune domnul Nicuță? Domnul Nicuță și Nicuță. Iar în momentul de astea, oricâți bani ai avea, tot. Tot. Nu acoperă. Și se vor regret. Așa e. No, într-adevăr, dacă se ține cont de faptul că a decedat în timpul funcțiunii, ca să zic așa, că era activ în... Trebuie să facem excepții din situația financiară a familiei și să luăm pe două ca atare. Cum a venit doamna aia așa și s-a întâmplat și la asta, dacă... El era salariat. Da, și spre asta e posibil. Da. Nu-i posibil. Păi dacă erau salariate, vorbesc că, na, de exemplu, la noi dacă se întâmplă, punem noi salariații din buzunarul nostru, îi facem o sumă și o dăm, nu din fondul școlii. Așa și la dumneavoastră, este salariată, puneți dumneavoastră care sunteți salariați, dacă într-adevăr vreți să o ajută, nu e musai să ți le spun de ce spui, este părerea mea și din buzunarul, eu îți spun părerea, puneți din buzunarul dumneavoastră, îi faceți o sumă și îi dați, nu din fondul primăriei, zic eu. Da. Deci asta este părerea mea, pentru că eu spun, vedeți, uitați-vă la școală, de exemplu, și fiindcă veni vorba de fonduri. La școală, eu când am fost numită director, nu exista autorizație sanitară la nicio unitate școlară din Comuna Mănăstirea Cașin. M-am dus și am obținut autorizații sanitare de funcționare pentru toate unitățile. Bun, am trecut așa an de an. Ei, anul acesta a venit la școala numărul 1. De la Direcția de Sănătate Publică și mi-a dat termen 30 de zile. Nu ai apă curentă, se ridică autorizația sanitară. Cred că au și trecut. Eu mă aștept din zi în zi să vină de la Direcția Sanitară și predau autorizația. Am făcut hârtie la primărie, pentru că dumneavoastră știți că noi nu avem fonduri. Deci primăria, conform legii, primăria este cea care asigură condițiile necesare dezvoltării învățământului de calitate. Am depus la dumneavoastră o hârtie prin care am solicitat niște fonduri să rezolvăm problema cu apa curentă. Deci, în atâția ani de zile, deci, na, de când sunt eu director, de 6 ani de zile, deci nu am reușit să rezolvăm această problemă la școala numărul 1. Domnule, ați depus... Chiar dacă... deci, mă lăsa să termin. Și pentru aia 31.000 pe care i-ați cheltuit, da. Ce ați făcut dumneavoastră acolo. Da. Acum mi-ați mai depus și pentru 50 și ceva de mii pe care estimați minim. Am estimat. Eu am estimat că mi-ați cerut așa. O sumă... Eu pe... acum înțeleg că dumneavoastră mai faceți și niște lucrări cu camere de luat vedere cu cifră, că de asta nu știu. Da, au venit cu propunerea cei de la Telecom, au să pună camere de supraveghere, iar suma respectivă, nu, au venit doar să facă o analiză, să îmi prezinte suma și după aceea stăteam de vorbă, că trebuia să vorbesc pe o sumă. Iar banii respectivi vor fi incluși, vor fi eșalonați în facturile de telefon. Pe o perioadă depinde de ce sumă, este, că nu știu exact. Eu i-am chemat doar să fac o analiză. Și dumneavoastră știți bine că este necesar acest lucru. Știți ce evenimente am avut la școala 2? Și mie mi se pare că este imperios necesar. Nu avem nici garduri. Nu spun că nu este necesar. Așa. Spun așa. Noi nu am achitat cei 31.000 de lei așa. Care este cheltuit în vară, da? Da. Dacă se știa că trebuie, vă întreb acum, așa. Dacă se știa că trebuie hidrofor, trebuia aia, trebuia aia, trebuia lăsat ăștia 31.000 de mii, abonat reparația pe la anul, când nu mai murea nimeni, și făceam hidrofor, făceam ce trebuia. Am înțeles lucrul acesta. An de an au venit... Acum, ca să mai scoți pistea aia 31, mai scoți încă 50, nu știu de unde îi scoate, vă spun sincer, că nu stăm chiar bine cu bugetul. Bun, eu înțeleg că nu stăm bine cu bugetul și tocmai de asta vin cu propunerea aceasta. Bun, am înțeles că se găsesc bani. Eu de asta nu că nu sunt de acord să-i dați persoanei respective pentru înmormântare. Dar vă rog să puneți în calcul, să luați în calcul și problemele. Problemele acestea. Prima dată, că ăsta trebuie să luați. Păi, tocmai asta e și de asta am ridicat problema și am spus că putem să mai trecem cu vederea, având în vedere care... Dacă nu aveți bani... Aici discutăm de lucruri diferite. Pentru că ăștia 5.000 de lei care ar fi să-i aprobăm acum, ăștia vin de la social, da? Dacă am bani acolo, îi aprob. Dacă nu, nu poți să-i aprob. Adică să-i dai bani. N-ai de unde. Nu poți să iei de la investiții ca să-i dau la social. Nu am voie. Nu...
Indiferent cât aprobăm noi aici. Dați voie să vorbim și eu. Da. Ați înțeles? Am înțeles, am înțeles. Păi da, am înțeles. Tot timpul se găsesc bani pentru... Da, sunt lucruri diferite, într-adevăr, sunt fonduri diferite, sunt capitole diferite în contabilitate, așa este. Dar eu îmi susțin punctul de vedere. Da, am făcut lucrările acelea, pentru că și la secretariat, știți foarte bine, deci parchetul era putred. Știu, dar eu asta vă spunea, luați-le în ordinea priorităților. Da? E, cum am stat cu parchetul putred până acum, puteam să mai stăm un an de zile și am schimbat la vară, dar puneam și rezolvam asta dacă știați că îi stringea între asta. Pentru că an de an venea și ne mai dădeau termeni. Și anul trecut, de exemplu, n-au mai venit cei de la Direcția de Sănătate Publică, ne-au pasat. E, a rămas așa, cu anul acesta a venit și a spus, domnule, nu-i posibil ca elevii să meargă la toaletă în toaleta aia care este la școala 1. Știți foarte bine că atunci când s-a făcut grupul sanitar la școala 2, am venit și am spus întâi să terminăm la școala 1 să facem grupul sanitar. A spus că na, e un proiect, nu știu ce fonduri, proiecte pe care le faceți dumneavoastră și erau fost proiectate în clădirea aia începută. Acum, trebuie să rezolvăm problema asta. Mi-ați spus să vin cu un fond, cu o sumă estimativă. Eu nu m-am angajat un om care să facă, că e clar. Eu am pus cam pus, am văzut pe net, cam cât este prețul. Probabil că ați luat niște informații. Hidrobătul, da, bineînțeles. Acum, eu din cauza asta mă tot abțin la sume de bani, că văd că se duc și sunt niște lucruri care trebuie rezolvate la școală. Am și eu o idee. Da. Zic că, știți dumneavoastră că în fiecare an dăm 5.000 de lei pentru artificii. Renunțăm anul ăsta la 5.000 de lei astea care pentru artificii și așa le arde focul și se duc aiurea și ajutăm acolo să rezolvăm problema asta cu apa curentă acolo la... și obține poate și autorizație și ceva pentru comunitate, da, pentru copii. Dați seama că trebuie ceva mai mult, că spuneți dumneavoastră. Poftim? E vorba de 50.000, nu de 5.000. Stai să vă spun. Da. Dar eu am vorbit cu dumneavoastră la 50 de milioane de lei. Suma aceea poate fi micșorată. A fost mărită în felul acesta pentru că dumneavoastră, când am discutat cu dumneavoastră, am discutat despre, bun, scoatem apă, este apă în fântână acolo. Punem chiuvete să se spele copiii pe mâini. Dar unde ducem acea apă rezultată? Zic, o scot pe șanț. Și am discutat cu dumneavoastră despre achiziționarea unei fose. Eu am venit cu ideea o fosă mică, să zic așa, care să facă față doar la apa aceea venită de la spălatul pe mâini. Dumneavoastră a spus că dacă tot cumpărăm fosă, că aici este suma mare, să cumpărăm o fosă care să facă față unui număr de 300 de elevi care sunt la școală. Am fost 3 ori, știți? Cumpăr o fosă mică. Păi tocmai asta este. Deci aici suma mare vine de la această fosă. Pentru că o fosă de o asemenea capacitate costă la 200 și ceva de milioane. Că e vorba de 300 de copii. Având în vedere că la 8 persoane o fosă septică ajunge la 3.000 de lei. La 8 persoane, la 300 de persoane e firesc că se duce prețul. Deci prețul mare, de aici intervine, de la această fosă. Dacă găsim o altă variantă, fie să achiziționăm o fosă mai mică, pentru că apa ce rezultă de la spălatul pe mâini, nefiind WC-ul cu apă, numai de la spălatul pe mâini, ca să nu ducem pe șanț, atunci suma se micșorează. Dăm de la 250 de milioane, 25 de mii de lei, cât costă o fosă din aia mare, luăm una de 3.000 de lei la 7-8 persoane care să ajungă doar la scoare. Păi o simplificăm. Și de aici se duc 20.000 de lei, îi scoatem de acolo. Și după aceea, într-un an de zile, se duc 20.000 de lei pe vitanjer. Eu vă spun, la școala 2, bun, nu se ducă la spălatul pe mâini. Nu mai ia rezultatul din spălatul pe mâini. Din pe mâini. Și aia ce faci cu ea? Păi nu. Fosa septică, ce faci cu ea? Fosa septică. De calitate mare, nu înțeleg ce spui. În maxim o săptămână se umple. Nu se umple. Bine. Eu vă garantez lucrul acesta. Noi avem fosa la primărie din 2011. 5 ani. Am vitajat o dată? Da, anul ăsta. Anul ăsta. În 5 ani de fie. Depinde și ce capacitate are. De exemplu, la școala 2 avem o fosă septică aferentă unui număr de 200 de persoane.
folosim din 2013 toaletă cu apă, cu tot ce trebuie și n-a fost vidanjată niciodată. Dar câte persoane sunt în școală? Păi câte sunt? 200 de persoane. Da, care folosesc WC-ul? Cum nu sunt? Copii de grădiniță? 24 sunt. Dar gândiți-vă că, de exemplu, la școală rămân robineți deschiși cu gea apă. Da, așa. Dar nu-i problemă. Nu-i problema aici. Deci, problema este ce se întâmplă, cum funcționează. Ia niște furtuni care drenează și care lasă apa după aia să ducă în strat, da? Și din cauza asta, ea nu acumulează în mod permanent apă. Ea intră și iese, intră și iese, știți? Din cauza asta, așa se drenează apa, lichidul se... Adică nu-i ca o fosă din asta betonată, unde ai pus un cup, ai umplut-o și gata, nu, dă pe afară. Eu n-am încercat să vă dau explicații cum funcționează această fosă, am crezut că știți că se umple acea fosă. Acea fosă are niște furtune și apa respectivă da, se intră. Da, dotate, nu chiar ca un vas etaj, unde ai băgat apă și s-a umplut și... E posibil ca, achiziționând o fosă septică doar pentru apa, rezultate de la spălat după mâine aia, apa toată se drenează, deci nu da, rezultă. Deci vreau să spun că de aici rezultă suma mare, de la fosa septică și eu am spus exact acolo. Deci dacă renunțăm la acea fosă septică de capacitate mare și luăm una aferentă a 8 persoane, așa, de 3.000 de lei, atunci da, se micșorează suma. Eu n-am înțeles că e folosită doar la asta, am înțeles că o luăm pentru... Păi, general. Păi la ce general? Și așa n-avem WC-ul, la ce să facem general? Dumneavoastră a spus ca să nu achiziționăm de două ori, de-aia... Da, eu mă gândeam că... Când am spus că poți să se iertic, mă gândeam la un utilaj din ăsta care se folosește la toate, știți, nu doar la spălatul. Dar n-avem... În fine. Da, cred că ar trebui să rezolvăm problema aceasta, pentru că, clar, când vor veni acum... Da, păi... Cu ocazia asta am intrat și în cererea, ultima cerere. Domnul Cipătaru, domnul consilier Cipătaru, ne cere să avem și discuții, nu? Asta facem, practic. Vă rog să spuneți la vreodată ședința de consiliu, nu, o cerere, nu e ultima cerere pe care... Nu, dar nu avem noi cu asta, vreau să discutăm și noi. Vis-a-vis de ce? Ce să discutăm? O să avem bani pentru, nu știu ce. Stați un pic, bani e altă treabă. Păi și cum treaba aia, de ce să completăm și noi? Aici se vede pentru că a fost un buget prost întocmit, nemaipomenit de prost întocmit. Bugetul că l-ați întocmit dumneavoastră, n-ați prevăzut lucrul ăsta, probabil că-i vina și a școlii, în sensul că, dom'le, ce avem? Atâta timp că nu dați bani pentru curățenie, dați numai în septembrie, când școala începe pe 12, n-am ce să mă descurc. Cel mai vinovat din toate... Reparații, nu curățenie. Reparații, pardon, reparații. Păi, dar din moment ce nu dați, domnule, și nu prevedeți la buget, știți când am zis la bugetul că m-am abținut și am zis, domnule, nu se poate ca la învățământ și la sănătate, și la sănătate nici un leu, un leuț nu-i dat, domnule, nu-i prevăzut. Eu vă spun că nu sunt, avem sunt, sumele. Eu astea sunt sume, sume care trebuie să dat în toată țara, domnule, orice om se îngrijește de sănătate, orice om, asta e pe primul punct. Al doilea punct care ar trebui să stea în atenția dumneavoastră, educația și, bineînțeles, cât de cât să ajutăm populația. Ori la dumneavoastră asta nu vă interesează, doamne. Ce să mai discutăm? Și căutați un țap ispășitor, asta mă miră. Și găsiți niște argumente în care să demonstrați că dumneavoastră aveți dreptate și nu ceilalți. Amintiți-vă când ați stat spre buget. Ce discuții au fost? Discuții foarte aprinse. Pentru că nu se poate așa întocmi. Ne certăm pentru o fosă, pentru nu știu ce. Asta se vede că e făcută din multe ori, chiar cu o anumită intenție. Dar să vă spun, la o ședință următoare, care am... sunt sau au fost de intenție. Nu aveți bani. Cum protejați? Când nu aveți bani? De acolo unde e mai mult decât trebuie și dau acolo unde trebuie. Dar Dumnezeu e mai mult decât trebuie. Cum și la sănătate, nu poate fi dat un leu, domnule. Un leu. Se dărâmă dispensarul, e o rușine pentru noi, nici doar să avem nimic. Spuneți-mi un domeniu unde avem prea mult. Dați-mi un exemplu, haideți să vedem. Spuneți-mi. Uite, exact cum spunea domnul Mic, cu artificii, cu nu știu ce. Ăsta, domnule, când te spui din fonduri, faci dacă ai de unde. Dar restul,
Faci altceva, domnule, care sunt stricte necesitate, pentru apă, pentru canalizare. Domnule, e vorba de 5.000 de lei care se ochi obiectă în fiecare. Dar nu numai pentru asta. Dar 5.000 de lei, 5.000 de lei se poate face. Nu numai asta, dar eu știu și cu, eu știu, ajutorul ăsta la 50 de ani de la căsătorie. Asta nu este o obligație să dăm, cheltuim bani și nu știu. Asta pentru a ne atrage votanți de partea noastră, pentru a face campanie electorală. Ori ar trebui să renunțăm la ideile, să facem ceea ce trebuie pentru comună. Noi trebuie să facem politica oamenilor din comună. Corect. Nu politica partidelor nu știu care. Indiferent că e PNL, că e PSD, că e PDL, e ISU sau nu ISU, că ISU nu-i. PSI, și oricare partid ar fi. Deci asta este greșeala. Părerea noastră, da. Să vă spun la ședința următoare ce urmăriți dumneavoastră, exact. Bine, și trucaj încercați să faceți. Dacă îmi permiteți, apropo că ați spus dumneavoastră că trebuia să prioritizez lucrările. Dacă vă amintiți, în fiecare an am depus documente vis-a-vis de apa curentă la, la școala 1. Chiar și în vară, la terminarea anului școlar, știți că am venit cu o listă întreagă, ce lucrări trebuie. Deci, nu că nu am făcut eu o prioritizare. Deci, am pus, am depus documente în fiecare an cu apa curentă la școala 1. De fiecare dată. Deci, păi nu, eu n-am, am uitat exact să exact cum ați făcut, că nu v-a, nu v-a criticat nimeni, da? Ca să vă puneți, să vă rezolvați chestiunea cu parchet, cu ce aveți dumneavoastră. Puteam să luăm ăsta și am înțeles să facem apa, să facem aia, da? Am înțeles, ați crezut că nu vin anul ăsta și fiecare an, știți și dumneavoastră, și trebuie să recunoașteți, fiecare an am depus documente vis-a-vis de această problemă. În fiecare an și există documente înregistrate. Documente. Facem copii toți. Da, în fine. Păi facem hârtie, dar eu altceva nu pot să fac. Deci eu trebuie să fac hârtie către dumneavoastră, să vă duc la cunoștință. Dacă aș avea eu banul meu la școală și să fie acolo pentru reparații din prima, deci de când se face bugetul, dacă aș avea bani la reparația aia, m-aș gândi, domnule, ce să fac? Așa, eu fac hârtie, asta trebuie să fac eu. Către dumneavoastră și dumneavoastră, și dumneavoastră trebuie să mă gândiți. Asta e. Hârtie, asta e. Ei, nu, că am mai avut și... s-au mai făcut niște lucrări, dar... Și o să mai fac. Nu. Dar asta este foarte important. Trebuie rezolvată. Trebuie rezolvată. Și cu apa și cu ceea ce discutam odată cu adăposturile pentru elevii care stau și așteaptă microbuzul, stau în ploaie. Deci trebuie făcute niște adăposturi pentru elevii care circulă cu microbuzul. În cazul în care plouă, ei trebuie să stea acolo. Și cred că nu ar fi o sumă extraordinar de mare. Am vorbit deja cu domnul vice despre treaba asta, știți că mai am avut discuția. Da, da. Și așa am vorbit cu el și o să se întâmple ceva. Da, foarte bine. În anul și la mulți ani. Nu, o să întâmple, să vedeți. Da, da. Exact ca și stațiile de autobuz, tot la fel. Nu, dar dacă noi adulții știm să ne ferim și așa, e vorba doar de copii aici. Și eu să-i ajutăm pe ei și o să întâmple cu treaba asta. Da. Putem trece la ultima cerere? Da. E vorba de domnul Pasilie, dar spunea domnul Pasilie Cipotară. Vă rog să supuneți la vot ședința de Consiliu din luna octombrie, ca începând în această lună să se instituie un punct din ședință unde consiliere să-și poată susține problemele cetățenilor ce îi reprezintă de altfel total democratic. Din ghidul secretarului reiese clar că în ordinea de zi nu se numește punct divers. Deci, vă rog să punem la punct. Începând în acest, să se instituie un punct din ședință unui consiliu. Păi nu știu ce punct trecem. Ce punct propuneți, domnul? Ce poate trece? Punct al nostru, pe lângă problemele lunare care veniți dumneavoastră și le puneți aici în fața noastră, ca și invocare, să fie un punct al tuturor consilierilor, pentru că fiecare consilier... Un proiect, spuneți dumneavoastră. Nu proiect. Un punct al nostru, deci patru. O propunere de proiect sau ce anume? Nu propunere de proiect. Da, deci punctul 5, să spunem așa. Să reprezinte, știu, să-i dăm o denumire și să reprezinte cuvântul fiecărui consilier, pentru că fiecare consilier are problema lui pe zona de unde răspunde. Să-l spunem lor de cuvânt consilier. Da, dar nu, nu, stați.
să ne înțelegem. Nu. Deci, din punct de vedere juridic, facem o scrisoare la instituția prefectului, dacă vreți, ei se ocupă de legalitate, da? Din punct de vedere juridic, legea spune că se trec pe ordinea de zi doar proiectele de hotărâri, da? Punctul diverse nu se poate trece cum îl treceam înainte, când înainte îl treceam. Pentru că nu există un proiect de hotărâri pentru diverse. Asta e tare, ce informări din partea consilierilor. Bun, dar noi oricum le facem, pentru că ele fac un trecut de aici, în hârtie, că știți, hârtie am luat cu omul. Nu-i spunem pe obiectul. Dar aici la punctul bărbat, cine vrea să-mi propasă la ceva? Eu... La ceva, dar cine vrea să-mi propasă? Eu am înțeles. Hârtia, dar el să fac și să băgat? Asta se poate, nu. Și atunci să pune și la vot. Păi la diverse ore, ori mai are timp, ori, știu eu, discuțiile te înapurează în alte astea, dar atâta timp cât punctul va fi pe hârtie, este clar. Cine are luna asta necesitățul care să le spună în ședință? Popescu, Ionescu, Georgescu? Doar nu putem avea toți într-o lună. Probleme sunt. Pentru fiecare sunt probleme. De exemplu, eu am destule probleme pe care trebuie să le arăt în ședință, pentru că îmi cer cetățenii de acolo. Lemne, drumă, asta, iluminat public și așa mai departe. Sunt destule probleme urgente. Nu îl interesează pe cetățean că avem noi 4 puncte cu astea. Cetățeanul vrea corect ceea ce v-a spus, lemne, drum, energie electrică la stâlp și alte probleme care necesită urgență. Noi le discutăm întotdeauna numai probleme. Nu putem pune un punct la ordinea de zi cu... Păi al nostru, e dreptul nostru să discutăm democratic aici în ședință. Păi dar discutăm domnule, asta facem. Păi dar nu, dar de ce nu treceți aici în punct, asta nu înțelegem în punct legea, dar acum avem un proiect de hotărâre și nu-ți permite legea. Păi atunci e lege stalinistă, le puneți până în gură. Nu văd că încep că toate minunile se fac... Mă dă lumea voi să vorbiți, să le puneți hârtii, ce spuneți? Dacă noi ne unim 2-3 cu acție, și fixăm un punct acolo, care avem aceeași idee, să accepta. Dar nu vorba de acceptat, vă dăm voie de acceptat. Vorba de un proiect de hotărâri, care poate fi luat 215 și vedeți cum preferi. Haideți, stăm la diverse, deci deja suntem intrați în diverse. Păi cu urmări cu cerința mea. Eu vă spun că din punct de vedere, doamne, haideți ca să, cerința mea, haideți ca să nu spuneți că nu așa. Facem un material, îl trimitem la prefectură și să-și exprime prefectura punctul de vedere. Ce mare lucru. Dar aici ce aveți? Doamne, asta e ghidul secretarul care îl primesc cu toate informațiile la zi. Și am dat-o domnul Ciubătar și a spus, doamne, nu poți să treci cu diverse pe ordinea de zi. Deci, acolo, domnul Mircea, domnul Ciubătar, scrie clar. Nu? Deci, ordinea de zi este înscrisă cu prizul invitației de ședință transmisă consilierului. Proiectul ordinei de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor. Ordinea de zi a Consiliului Local cuprinde proiecte de hotărâri însoțite obligatoriu de avizul comisiilor de specialitate care le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local. Rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului. Timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor. Alte probleme care se supun dezbaterii Consiliului. În ordinea de zi nu va fi cuprins ca și un punct distinct divers. Corect. Și atunci când avem dreptul să vorbim? Deci schimbăm denumirea. Aici, la timpul acordat declarațiilor politicilor, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor. Corect. Acolo poți să faci... Și atunci, puteți să vorbiți fie... Deci la ultimul punct, să fie timp acordat declarațiilor politice, interpelărilor și petițiilor, da? Sau alte probleme care se spun dezbatere consiliului. Corect. Nu te amintă la general. Deci fără diverse, da? Deci nu se cheamă diverse. Se cheamă respectora și aceea. Pune un punct doar. Declarații politice... Aceea spune în președinte. Da. Haideți să trecem, să plec și eu. La divers. La divers. Domnul primar, nu știu cine e consilierul.
nu știu cine. Oricum s-a stabilit. Nu s-a stabilit. Nu, dar avem a stabilit și s-a grăbit. Aici, în Tigana, la Pițăruș Costică, a rupt din drum, să știți, și dacă mai vine o apă mare, aia n-au pe să mai treacă. Drumul pe care îți face trecere către haos. Dacă nu se pune măcar câteva gabioane acolo și nu se plantează eventual și să alcăm ceva, chiar dacă e toamnă și, eu știu, vine iarna, e riscă ca în primăvară să nu mai poată circula pe drumul ăla. Ați văzut că a fugit cu tot cu să alcăm ce aveau, cu totul la vale. Au pus, nu știu cine a pus acolo, nu știu, bandă. Bandă din asta, ca să fie lumea atentă, după aceea să ducă de râd. Nu știu, scuze, trebuie să ajung într-un loc, să rămâne, da, să trăim sată. De asemenea, cred că ar fi necesar să fac o stație de parcare pentru mașinile care vin aici, pentru că este de groază, de groază. Vedeți că părinții acum nu-și mai, mai ales ăștia mici, vin cu ei din mână să-i aducă la școală, că nu poate să treacă. Și de la deal și de la vale, plus că sunt atâtea mașini parcate. Aici, tot timpul e problema asta. Deci trebuie făcut undeva, în curtea, eu știu, a primăriei, în curtea școlii. Eu știu, în ulița asta care merge spre aia. Nu se fac în curtea școlii. Ce se mai fac în curtea școlii? Nu, ce spuneți dumneavoastră? Ce se mai fac acolo? Deci ne-am copii nu se-și face. În ulița care merge în partea aia la biserică. Trebuie făcut ceva în spate de parcare, pentru că se poate întâmpla accidente grave. Vedeți cum vin cu oamenii și așteaptă când iese ca să ia din mână, pentru că nici trotuare nu mai sunt peste tot acum, într-o parte mai sunt, într-o parte nu mai sunt, și încearcă să poată să-i treacă. Altfel, și dacă întârzii părinții, vezi cum plâng la partea școlii, să-i vedeți seara cum plâng. Ăștia care sunt mai mici, într-o la 5-a, 6-a, în clasă, pentru că nu a venit mama să le iei, să poată să treacă drumul. Faceți o adresă, am mai spus-o de nu știu câte ori la Direcția Sanitate, de Sănătate Publică, cu fântânile astea, pentru că niciuna din ele de aici, în partea de la vale, nu mai este apă potabilă. Măcar să vină, ei sunt obligați să vină să facă analize a apei din fântâni. Contracost, că eu am făcut la școală, la școala 2, de exemplu, pentru că aveam apă curentă, tot a găsit ceva, că nu este analizată. Am făcut cerere la DSP, am plătit, se plătește și aștept să vină să analizeze. Deci nu vin degeaba. Trebuie plătiți. Păi trebuie plătit, dar trebuie făcut, că sănătatea copilului e mai presutică, pentru că aici beau toți copiii la școală. Riscăm după aceea să-i vedem trimiți în spital. Dar vreau să vină domnul Marc, că dacă nu le interesează, nu are ce să mai comori și după aia. Am rugat... Am rugat ca să faceți un anul, să puneți la fântână acolo, în dreptul la mine, să nu mai se interese că parcarea atelajelor sunt 30 de metri de fântână. Dom'le, s-a ajuns până acolo, până acum a legat câte unul cal de fântână, dar chiar de fântână. Nu de, de stâlpul la fântână, chiar de fântână. Ei, acum a ajuns să fie legate și vacile lor. Vacile care le duc la izlas. E râsul lumii, râsul lumii, în centrul comunii și nu vede nimeni din primărie. Stau legate acolo dimineața până vine. Acum nu mai e, că acum deja a venit iar. Dar ce vine cu bani? Dați-mi nume, știu, adică cât din... Eu știu, poate stă și să așteaptă, dar nu s-a făcut să lege la vaca de din fântână. Mă, când dau un rachiulea, domnule, vă dau și de femei care le-a, vă dau etenuși de femei care le-a la șase jumate, nici nu-i deschis. Domnule, eu vă dau etenuși de femei care le-a cu vaca, nu numai de bărbați, că bărbații nu prea stau la... Duci cu vaca, o duci direct acolo și o lasă să ducă ea singur. Așa cum s-a făcut, de exemplu, la Ghilogaș, la Vale, acolo, la Țigan, la Buduil, la Drăgan, în partea aia dincolo, a spus că a apărut un anunț din partea, cred că, conform hotărârii Consiliului Local de Lăsirea Carcea, este strict interes să arunci gunoaie și nu știu ce. Ai pus gunoaie. Păi din dumneavoastră, la fel faceți și aici, domnule, să puneți și aici, domnule, să nu mai stea cai, să... Iertați-mă, doamna, sunt piese de fântână, domnule, dar eu nu naibă, ca jumătate prin bale, domnule, de cal, de baște. Deci, ce-ați scărci mai de acolo? De asemenea, haideți să fixăm o dată când să țin consiliile locale, ședințele consiliilor locale. Această nesiguranță, că o facem în ultima zi, poate omul chiar în ultima zi, bă, dacă mai sunt cerțile, nu mai... Eu m-am propus să mă duc la târg, să mă duc, eu știu unde vreau, fac cumpărături sau să mă duc la coasă, în altă parte.
Adică de ce tot timpul așteptăm să vină ultima, penultima zi din lună? Ori dacă am avea probleme urgente, se poate face ședințe de îndată. Nu e niciun fel de problemă. Deci să facă nu în ultimele zile. Domnul viceprimar, pentru că dumneavoastră știu că vă ocupați de asta, încercați să rezolvați și cu lumina dimineața, pentru că de acum se întunică mai târziu. La 6 și 10 când se stinge lumina, acum este întuneric. Am observat. Deci măcar să o prelungiți, nu cu o jumătate oră. Mulți oameni mi-au zis, doamne, și mi-au zis chiar de aici, din zonă, de la dumneavoastră, ce dracu, arde toată noaptea și dimineața când mă scol să mă îmbrac, să mă duc, să prind, mă duc la mașina o departe, sau să eu știu să dau la animale, întuneric. Adică să avem în vedere lucrul ăsta. Și ar fi o problemă care nu vreau să o discut astăzi, de trucajul pe care îl face primăria. Și cu asta mă abțin. Păi dacă tot ați reținut, nu vreau nici să rețin, nu mi-a nimic. Primăria nu face trucaj. Aia nu face. Aia nu face. Hai, dar sau nu ai venit treaba, domnule. Sau faceți un scenariu. E târziu. Bun. Și nu vreau ca să mă mai rețin și lumea pentru așa ceva. Dar o să rămâneți surprins. Ascultați ce vă spun eu. O să rămâneți surprins. Nu știu. Mă opresc aici. Am înțeles. Mai ales că domnul nu a plecat, dar niciun rost. S-a îndatat. Asta cu iluminatul public să rezolvă asta. Asta nu-i problemă. Mutați ceasul ăla că era 7 și soare afară. Lumina ceasurile au și un ceas intern pe care unii le percep că s-au au și un calendar, unii le percep că s-au modificat, ora unii nu le percep din cauza asta. Domnul o să mai fie săptămâna asta... Dacă tot a venit problema de iluminare... În momentul în care aveți sesizare sau vă sesizează un cetățean că nu funcționează un bec, o lampă sau trebuie, eu știu, montată o nouă lampă, mi-aduceți la cunoștință, în lunar avem firmă care face mentenanță, vine și schimbă lămpile. În momentul în care eu nu am o solicitare, le bănuiesc și, sau, eu știu, sunt zone unde nu pot să ajung în luna respectivă, îmi aduceți dumneavoastră la cunoștință. Că altfel, îmi spune un cetățean, domnule, dar nu arde la lampa asta de 3 luni de zile. Bine, mă, dar... Dar du-mi la cunoștință, trimite pe cineva. Așa? Bă, ați văzut la cunoștință. Bun, când ajungem, îmi iau lista. Avem o mare rugăminte. Numai, 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 puneți una în piesă, că vreme toată de 10 de ori. Am înțeles, am notat. Nu v-am întrebat, domnul profesor, vă rog. Da, hai, lasă-mă, am greșit. Domnul Vici, vă ascult. Vă rog din tot sufletul, banul la doi stâlpi, un bec. De acolo, de la domnul stângă la deal. Te mănânc cu ursul când te duci noaptea acasă. Până la gura lacului. Este sap la o adică acolo. Domnule, la doi stâlpi, dacă puneți un bec, o șfache de aia cum ați făcut-o acolo. Este o zonă. Păi nu, e zonă, ați inclus o sală Părbuleș, nu? Este o zonă, da, care are vreo 5 sau 6 stâlpi, unde nu sunt casă. Păi tocmai acolo, unde nu sunt casă. Am înțeles, nu notez. Te mănânc cu ursul când te duci acasă. Și să nu-i place, cum notez, cum tocit. Nu mai stăm să comentăm cu rânduri, cu intensitatea. Să mă lăbuiești pe mine cu chestiune, pentru că cetățenii îmi cer lucrul ăsta. Cât ați dat pe un bec de la lepe ăla? Cu cât l-ați cumpărat? Putem vedea o factură? În jur de 50 de lei. În jur de 50 de lei un bec de la? Da. Cetățeanul spune că e 20-25 de lei. Așa spun. Și ați dat 900, fapt. Așa spun cetățenii, așa vă spun și eu. Nu, eu vă 900. Vă factor în sprijin. Și toată lucrarea asta s-a cheltuit vreo 900 de milioane. Este adevărat sau nu? Nu ne puteți spune un act vizibil ca să spun și uite, domnule, că nu e adevărat. Uite, e gura lumii. Nu, toată reparația care a avut loc în vară, când am făcut... O firmă undeva Genes, să vedeți. Nu, așa ce? O firmă care se numește Vigaden, serele lui Genes. Așa, bun, acum, noi avem un contract, a ajuns undeva în jur de 5,
zeci de mii, 500 de milioane bani vechi cu tot cu TVA. Cu tot cu TVA. Da. Iar un bec ajunge undeva la 50 de lei. Dar până la 90? Cine v-a spus dumneavoastră, nu știu. Păi, nu știu, cum pot să lămuresc oamenii ăștia acolo? Că toți sunt... Vă dau un scris, domnule, cât a costat și cu asta noastră. Ce vreți să vă dau acum? Da, să ne aduceți omul să ne pune pe față. E zi lucrativ, o factor. Uite, domnul consilier, uite. Atâta face. Da. De ce nu? Îmi cereți exact cum i-ați venit și eu vă dau punctul de vedere și cât a fost valoarea contractului. Nu vorbim, nu ne punem de față aici, nu suntem... Bun, mai e o problemă. De ce ca 6 ani se dă o contraparte la nevoi locale, de lemn. Mă refer la Mănăstirea Cașin, Cașin, Ștefan cel Mare, Târgu Totuș. Nu, la Mănăstirea Cașin vorbim. Păi, la Ocol s-a făcut treaba asta, pentru toate comunele astea abandonate nou aici. La Ocol? La Ocol, da, s-a făcut treaba asta. Deci, anual se acordă 5.000 de metri cubi pentru nevoi personale. 5.000 de metri cubi pentru nevoi personale. Deci vreau să cumpăr și eu să încălzesc casa în iarna asta și domnul, și domnul. Așa, și-au făcut cele la Ocol? Nu, n-am făcut. Nu asta vreau să spun. Da. De asemenea, deci, cine a hotărât asta cu 5 ani? Acum vreo 5-6 ani s-a hotărât treaba asta. Și cine? Băi, între primării și Ocol s-a făcut treaba asta ca să... ca o necesitate. Între primării, între primăria Mănăstirea Cașin și Ocol se fie Mănăstirea Cașin. Da, ca să aibă cetățeanul lemn de foc. Și tot să vaite că vine iarna acum și nu are... Nu, domnule, nu există așa ceva. Ba, există cu siguranță, vă spun. De asemenea, se acordă gratuități pentru oamenii necăjiți. 2 sau 3 metri depinde de numărul lor de... Cazul social. Unde este lemnul ăsta? Că niciodată nu a apărut. Efectiv, ne-a anunțat și până aici la primărie, că barul pe noi consilieri. Deci, lemnul s-a dat în tot cursul anului. S-a dat la cetățeni la care au cerut, au făcut cerere și domnul Altra are toată evidența. Pentru că gestiunea asta nu o face direct primăria, ci o face Ocolo, Servic Privat, Serenic, Mănăstirea Cașin. O altă chestiune vreau să fac. Și, ca drept dovadă, la ședința trecută, la ședința trecută am aprobat o micșorare de preț, de achiziție. O altă chestiune. Ieri de eu s-a venit și a lucrat pe raza comunii și a făcut antena asta, care acum e funcțională. Da. Vă cui aprobare a intrat aici în comună? Spuneți-mi și nouă aici, să știm cu toți. Și atunci, cum a făcut antena aia? Deja e legată la energie de la apătoare. Nu știu, întrebați pe ei. Păi cum să întrebi? Păi dar vă întreb dumneavoastră, că dumneavoastră știți. Deci la noi sunt la faza de autorizare. Și le dați autorizare. La noi sunt la faza de autorizare. La o nemorocitate a proprietății. Văd că nu ne bagă nimeni asta. Autorizația se emite din... Am făcut hârtie în sensul ăsta la dumneavoastră, ne puteți da un răspuns. Autorizații se dă de către Consiliul Județean Bacău. Este construcție edilitară care se construiește în extravilan. La noi a ajuns o... De ce să ajungem în instanță cu problema asta, când putem să o rezolvăm la nivelul primăriei aici? Eu am încercat să rezolv la nivelul primăriei, în sensul că... Bă, dar nici cum vor dânsi, deci da. Mi-au violat, teritoriul, asta mi-au pus alte probleme pe acolo, și la urmă vine și îmi pune în față un contract prin care eu sunt, după ce mă despăgubește cu nimic a toată și aveam contractul pe aici, după ce, așa zice, să aibă dreptul să monteze cablul, dracul, bă, tată, pe ce facem? După ce că ai intrat ilegal acolo, fără știrea noastră, să mai dea, aici. Să mai dau și scris ca să vină să macine. Asta înseamnă negocierea dumneavoastră, este proprietatea dumneavoastră, negociați un preț. Oțierul. Nu pot eu să fiu mediatorul dumneavoastră. Nu știu, eu consider că nu au intrat cetățenii ăștia la terasă comunii. Noi nu vorbim aici, noi suntem ședinți de Consiliul Local, noi suntem, vorbim pe probe, vorbim pe, nu pe presupune. Nu pe presupune. Ceva concret. Păi n-au venit ăștia să vină să facă o antenă terasă comunii fără știrea primăriei. Nu se poate, era disipul, sau așa cum e de post. Nu se poate. Eu să fac o lucrare de asemenea avengură, să o ducă la bun sfârșit, deci, să aibă act necesar pentru funcționare. Pentru că ei acum... Eu nu am niciun act necesar pentru funcționare. Păi unde la?
Păi nu au. Au depus la certificatul de urbanism la Consiliul Județean Bacău. Noi, în baza certificatului sau la certificatul de urbanism, s-a cerut avizul primarului. Și avizul i-l-am dat și l-am adus la cunoștință la toată lumea, i-l-am dat condiționat de acordul proprietarilor. Ca drept dovadă, omul a și venit și v-a cerut acordul sau ce v-a cerut dumneavoastră. Domnule, asta am putut eu să fac, eu primărie. Nu ne mai mințim, domnule. Haideți să dăm lucruri pe față și să rezolvăm ceva benefic pentru comun. Nu așa. În afară de a negocia dumneavoastră cu ei, eu nu pot să negociez eu. Eu nu sunt proprietar acolo. Păi cu ce drept ai intrat acolo? Păi nu știu, dați-o în judecată. Asta e soluția dumneavoastră. A noi am amendat atunci. Da, noi am amendat-o, că el era fără autorizație de construire. Bun. Un alt ordin de idei și ultimul punct. Vă rog să cer scuze pentru treaba asta. Domnul primar, dacă tot ați ajuns aici, că vreau să deschid discuția. Efectiv, luna trecută am fost umiliți, nu numai eu. Toți locuitorii comunei au fost umiliți prin faptul că dumneavoastră ați afirmat niște chestiuni clare, că n-ați zis niciodată că apa funcționează. Eu vă spun clar, prin referatul propunerii de clasare a unei cauze, așa spuneți destul de clar, cu privire la lucrarea de aducțiune a apei potabile, care a fost efectuată de SECE Giranop Prod SRL, a rezultat că această lucrare a fost demarată în cursul anului 2007 și a fost finalizată în 2013. Rețeaua este finalizată, însă nefuncționabilă din cauza debitului de apă scăzut, prin adresa cutare nouă. Bun. Cum e funcționabilă, domnule? A curs pe robinețe ăștia vreo picătură de apă? Doamne, am mai citit o dată. Doamne, nu spun eu aici, spune un organul de poliție. Minte poliția, polițistul, minte poliția, procurorul sau... Mai citiți odată. Cu privire la lucrarea de aducțiune a apei potabile, care a fost efectuată de SECE Giranop Prod SRL, a rezultat că această lucrare a fost demarată în cursul anului 2007, a fost finalizată în 2013. Rețeaua este finalizată, însă nefuncționabilă din cauza... Deci însă nefuncționabilă, da? Cum? Nefuncțională. Uite, nefuncțională. Rețeaua este introdusă. Și distribuția, toate rețeaua. Nu mă încurcați, vă rog. Nu toate de asta spun, eu aș înțeleg de acolo. Rețeaua este finalizată, însă nefuncțională din cauza debitului de apă. Exact. Dar unde e aducțiunea apei? De unde vine apa asta? În bazinele alea, ca să-mi dați mie apă la robinet. Dar este băgată, domnule, conducta toată, conducta e băgată. Conducta de aducțiune în bazin. Nu, doamne, de distribuții spun. Păi și de unde dați apa aia? Plouă de sus? De la Chioina. De la care e? Și unde? De unde facem studiu acum? Și unde curge apa pe conducta aia? Dar nu spune nimeni, dar spune clar că nu e funcțională. Nu scrie clar că nu e funcțională. Doamne, asta e... Dar v-am mai întrebat chestii. Am spus eu că e funcțională, de este ca să fie funcțională. Dați puțin, uitați ce spune aici. Dar cine minte atunci? Procurorul dumneavoastră? Dar nu minte, dar nu spune realitatea în ceea ce citiți. Cum e de debitul de apă, domnule, deci nu e o măsură funcționare, nu debit de apă. Din cauza, da, probabil că e o chestie de... interpretare. Dar eu n-am afirmat niciodată, domnule, că e funcțional. Trebuie să fie bun ca să spui că e funcțional. Aveți, nu știu. Deci, m-a dus pe arăt, bat cu chei de legeam, că nu le-ați făcut. Trebuie să fii nebun ca să știi că este funcțional. Dar noi puteam să o duc și eu, că poate nu mă duci capul, să mă duc să fac și eu școala așa. E problema dumneavoastră, cum spuneți mie. Unde ați făcut școala asta? Ce Dumnezeu, ne îmbărcăm așa, ne îmbărcăm? Bine, asta am vrut să spun, domnule. Deci, încă o dată vă spun, nu v-ați mințit numai pe mine, ați mințit toată comuna de anul. Nu, n-am mințit pe nimeni. Ba, da. Dar dumneavoastră vreți să fiți mințit de problema. Nu. Tocmai că nu vreau să fiți mințit. Da, haideți, că am trecut deja la politică. Păi nu-i politică, asta nu-i politică, e chestia unei clar. Iar, da, punctul 3. Timpul acordat declarațiilor politice. Suntem la fiecare asta. Da, altceva. Dacă nu vreți? Da. O problemă mai veche, am mai judecat-o. Eu, domnul primar, v-am notat așa, am trecut în caiet, dacă căutați pe acolo, găsiți și vă reamintesc de nou. Nu s-a rezolvat problema cu gardul de leu. Acolo, domnule, există acolo o strâmbare în așa fel de nu pot trece eu două mașini una cu alta, vreți.
Chiar m-am întâmplător așa, veneau niște cetățeni cu lemne pe ahaluri cu căruțele, domnule. Și s-a întâlnit cu o mașină din asta, cu un pier din asta și nu putea nici ăla să dea înapoi, nici aia căruțele să dea înapoi. S-au chinuit, nu știau săracea, s-o ducă peste toate. Domnule, acolo e extraordinar, chinuie toată lumea, domnule. Plus cetățenii care au vile acolo pe Haruș, domnule. Acolo toți întâmplă greutățile astea. Dacă se întâlnești cu o mașină mare, trebuie să dea în spate până acolo, la gunoaie, unui loc ăla de refugiu. Trebuie rezolvat problema. Chiar dacă prin absurd... problema cu drumul ăla. Chiar dacă prin absurd... Lăsați-mă un pic. Chiar dacă prin absurd, să zic că ar fi legal ce a făcut el. Chiar dacă ai și cu gardă acolo, aproape un metru. Domnule, dar dăm teren în altă parte, la schimb, domnule, și trebuie rezolvată treaba asta pentru interesul populației, domnule. Chiar, sau îl despăgubim, domnule, să lărgim terenul ăsta, drumul ăla, cu un metru, domnule. V-ați notat? Dacă el a intrat ilegal, poți să-l despăgubim? Nu știu, am zis așa, chiar dacă nu vreți să cunoaște el, eu am înțeles. Domeniul public și despăgubești? Dacă nu vrea să-l strice la, știu eu, prieten sau nu știu ce, armă să-l găsească altă variantă. Să rezolvă problema asta. M-am obit, întrebă, am venit și o coperă de lemn pe acolo. M-am chinuit ca să te trec, pentru că auzi mulți tarași care erau în spatele gardului, ca să nu se mai cunoască. Păi da. Nu mai sunt tarași care erau la un metru. S-a pus viță de vie acolo. O altă problemă. S-au format niște băltoace mari acolo, chiar în direcția aia, la Neculăiță, acolo, între el, între Gelu de Leo și el. S-au format niște băltoace acolo, dar sunt în urmă de teanul 115 acolo. Și ar trebui pus niște balastru acolo, domnule, să completat. Faceți demersurile ca să treacă din domeniul ocolului către dumneavoastră, către... Și altă problemă, ar trebui împins grămada aia de pământ, domnule, am mai zis treaba asta. Încercați să o împingeți cu ce puteți dumneavoastră, să o dați în gura pe aia, acolo la gunoaie. Ați carat pământul de la părăul rătiților, l-ați depozitat acolo și a rămas grămadă aia mare de pământ acolo. Trebuie împins un pic acolo, este loc, înspre halul și încolo. Aia acoperă gunoaie, domnule, n-ați înțeles dumneavoastră. Alea au fost urmate acolo și acoperă gunoaie. Mai le acopere, că îți date în șans multe acolo, cu ocazia asta acoperi și gunoaie. Deci rezolvați două probleme. Eu... Cam atât am avut, dar eventual la văd că ați notat amândoi. Și ori nu trecut tot la fel. Dar mai uitați-mă în caiet, vedeți că ai... S-au da, am mulțumit de sfatul. Mă rog, da. Cam atât, dar mulțumesc. Bine. Dacă nu le-ai